Dar vă rugăm să vorbiți un pic mai tare. Să ne spuneți care sunt măsurile care le-ați luat în comitet. După intervenția de azi noapte, azi dimineață am convocat o ședință extraordinară a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Toate instituțiile abilitate au fost trimise în teren. Începând cu instituțiile mai, colegii de la MAPN sunt prezenți aici, colegii de la Drumul Naționale, Serviciul Gospodării Apelor, Drumul Județene. Prioritățile noastre sunt acum să aducem hrană, apă la populație, să refacem infrastructura, dacă ați văzut, mai avem o mică porțiune, să putem să mergem până în partea de sus, dar o luăm gradual și prioritățile noastre să nu avem cazuri medicale, să asigurăm hrană, să asigurăm apă și să avem medic în permanență în zonă ca să nu apară o problemă. După vom reface infrastructura să putem ajunge până sus și vom face evaluările și vom începe despăgubirile pentru cetățenii afectați. Important e ca toate unitățile, ne-am spus, inclusiv rechemări din concediu să facă, toate unitățile care trebuie să fie prezente, să fie prezente zonă. Nicolae Alu, prefectul județului Alba. Limitare și notarea efectelor viitorii care au avut loc în cursul zilei de ieri ca urmare a codului roșu din localitatea Ocoliș. În momentul de față, aproximativ 30 de pompieri, împreună cu celelalte instituții reprezentante în Comitetul Județean, dau o mână de ajutor locuitorilor afectați prin distribuirea alimentelor, apei potabile, iar după reabilitarea primară a infrastructurii, vom interveni cu motopompe și alte mijloace specifice pentru evacuarea apei adunate în locuințe. Cum ești, Locotenent Costovidiu, inspector șef ISO Alba.